Crăciun, în Pointe, vă rog frumos. Ok, salut! Cine din sală a văzut cel puțin o reclamă la Foodpanda în ultimul an? Mâna sus, vă rog. Cam puțin, restul aveți un premium sau care e faza? Ok. Da, deci după mâinile din sală îmi dau seama că Foodpanda este un brand destul de prezent în social media, în special YouTube și Facebook. Comunicarea de prietenerea vizuală. Cum reușește social media marketing să crească performanța și comunitatea în online? Poate e mai mult o temă de doctorat, o prezentare la Social Media Summit. Cumva am ajuns la tema asta în urma unei discuții cu Lelia și tema a fost făcută aseară de la 12 noaptea la 2. Dar sper că nu o să dezamăgesc. Mă gândesc că m-au pus pe mine primul ca să scad un pic standardul, să-i scot în evidență pe cei care urmează după mine. De fapt, avem deja un paradox în titlu. Ce aduce performanță nu crește comunitatea și ce crește comunitatea nu aduce performanță. O să vă explic asta cu exemple din experiența Foodpanda și mai departe. Așa, de fapt, titlul temei este lecții învățate în ultimul an la Foodpanda. În primul rând, pozele fancy nu convertesc. Nu-mi dau seama de ce. Probabil că brand nu suntem credibili când facem poze foarte mișto. Cred că lumea se gândește că avem buget să plătim orice photoshooting sau avem acces la tot felul de baze de date cu poze foarte mișto. Dar, din păcate, pozele astea fancy nu aduc rezultate nici din punct de vedere comunitate, nici din punct de vedere performance. Când zic performance, la Foodpanda e foarte simplu. Fiind o platformă, un website, o aplicație, la noi totul se translatează în vânzări și în achiziții de clienți noi la platformă. De fapt, ce convertez sunt chestiile mai fine, mai autentice, mai low budget, mai antreprenoriale. Știți că am început sesiunea cu cine a văzut o reclamă Foodpanda pe YouTube. Am primit foarte mult hate, foarte mult feedback negativ, că ne punim oamenii cu reclame. Că nu poți să te uiți liniștit la o melodie pe YouTube, fără să nu intri o reclamă Foodpanda. Și răspunsul nostru la aceste probleme adresate de clienți a fost acest video, super low budget, în care explicăm cumva de ce vedeți reclame. Avem sunet? Nu vreți sunetul? Îi mai dau o dată. Mai încercăm. Regia, testing, 1, 2, 3. V-a apărut o reclamă de ce ați făcea sunet? Stau de laptop? Vă scuzați un pic, aveam niște defecțiuni tehnice. Platforma merge! Rezetarea nu merge, dar platforma merge cu siguranță. Poți să-i dau play așa, dacă... Mai încercăm? Ia. Foodpanda prezintă Internet Survival Guide. Ți s-a întâmplat vreodată să ajungi acasă, să vrei să asculti Despacito pe YouTube și să-ți intre reclama Foodpanda, să te joci pe telefon și să-ți apară Foodpanda, sau poate să cauți ceva pe Google și bam, tot reclama Foodpanda. Soluția nu este să faci o criză de nervi și nici să-ți instalezi Blogger Ad. Pentru că știm că tu și mulți alții vă confruntați cu această problemă, am făcut special pentru voi acest tutorial venit să vă scape de reclame. Atenție! Data viitoare când vezi reclamă Foodpanda, dă click pe ea. Fă-ți o într-o aplicație, comandă ce-ți place ție, bucură-te de mâncarea preferată și gata, ai ieșit din pânie. Așa funcționează marketingul digital. Ok. Asta a fost printre primele reclame pe care le-am făcut anul trecut, când l-am aterizat la Foodpanda și practic le-am explicat oamenilor de ce le apar atât de multe reclame. Odată ce convertești, noi nu te mai spamăm cu reclame. Deci avem o strategie orientată către reach, către aducerea de clienți noi. În momentul în care ai comandat, ai cam scăpat. Nu e nevoie să instaleze blocker sau altceva. Acum, dacă intri de pe alt IP, alt telefon, VPN, mai știu eu ce, îți mai apar odată. Aia e, te vedem ca doi oameni.
Bun. Ce convertește și ce crește comunitatea? Mesajele amuzante, mesajele simple. Tool-ul pe care o folosim ca să creăm aceste mesaje este Photoshop și Skype, ca să vorbesc cu designer. Și practic venim cu tot felul de mesaje de genul ăsta creative. Singur de ziua drăgostiților, oricum te așteaptă cineva acasă, singur, gol, frigiderul. Și încă o chestie făcută anul trecut, când a fost sesiunea de restanțe la bar, să iei bancul după contestație, că atunci când ți-a întârziat mâncarea, dacă mâncarea a ajuns caldă. Cumva acceptăm că suntem oameni, acceptăm că greșim, nu ne este frică cumva de autoironie. La sute de mii de comenzi, dacă ai un fail rate și de 0,1%, tot ai să dezamăgești sute de oameni. Vreți să știți ce aduce performanță? Performanța aici în materie de clienți și comenzi? Reclamele de genul ăsta. Foodpanda îți spune rapid o veste bună și apoi continuăm videoclipul. La orice meniu maxim de la McDonald's, primești ca nouă plăcintă. Doar pe Foodpanda. Comanda acum. Asta ar fi una. Foodpanda îți spune rapid o veste bună și apoi continuăm videoclipul. La orice meniu maxim de la McDonald's, primești ca nouă plăcintă. În plus, ai și mâncarea gratuită. Doar pe Foodpanda. Comanda acum. Ați văzut diferența între cele două reclame? Una avea Big Mac și una avea McChicken. Astea sunt cele de reclame care chiar aduc rezultate, care chiar convertesc, nu cresc comunitatea, dar îți faci treaba cu ele. Altfel de content care aduce rezultate, dar nu e scalabil. Am avut o campanie cu HBO, mi-am uitat engleza acasă, în care pur și simplu noi am mers la premiera filmului, ne-am invitat cei de la HBO la premiera filmului și am văzut noi niște scene care aveau cumva treabă cu mâncarea și am zis că hai să creăm o reclamă din scenele astea de film. Și doamnă, băgați acum tare până din postul. Când oameni te coboară comandă de pe Foodpanda și ai acest gratuit până la HBO Go. V-ați prins, doamna, era cu asta. Comandă multe pizze. Când oameni te coboară comandă de pe Foodpanda și ai acest gratuit până la HBO Go. Și genul ăsta de conținut aduce performanță, dar nu e scalabil. Cumva, de ce n-au convertit pozele cu mâncare foarte mișto? Pentru că nu sunt autentice. Să fim sinceri, în food delivery, mâncarea n-arată ca un photoshooting profesionist cu food stylist și n-arată în farfurie și n-are tot felul de sosuri pictate pe margine. Și de fapt, oamenii vor să le dai ceva cât mai apropiat de realitate. De-aia convertez foarte bine reclamele cu restaurant, în parteneria cu restaurante, pentru că le arăți efectiv produsul care o să le vină acasă. Nu e o chestie de cât de bine e vizualul pe care îl folosești, e o chestie de cât de ancorat ești în realitate. Când pe aceeași pagină comunici mai multe verticale, ce faci? Noi, în afară de performance și community management, mai facem și rider recruitment. Adică încercăm să recrutăm livratori prin intermediul paginii de Facebook. Și aici am încercat noi cumva să facem un fel de content optimization. Înainte foloseam poza din dreapta pentru recrutarea de livratori. Mă rog, i-a convertat bine din punct de vedere community management. Aveam 250 de like-uri, dar fata nu e român, nu e din Bulgaria sau ceva și majoritatea comentariilor nu erau cum pot să mă angajez la Foodpanda, erau cum pot să-ți la date cu fata asta. Și cumva nu eram relevanți, așa că ne-am apucat într-un weekend să luăm niște prieteni români și am făcut o reclamă locală, filmată în București, care cumva aduce rezultate mult mai bune. Acum ați văzut cu povestea amuzantă. Mi-a fost hackuit contul de Instagram. A fost hackuit contul de Instagram din cauza că, bine, parola era Foodpanda 2017 și cred că n-a fost niciodată schimbată de 2017 până acum. A fost o greșeală monumentală pe care am putut să o facem și pe care nu o asumăm. Băieții ăștia, copiii ăștia au hackuit contul. Ei s-au supranumit Brigada Hyperbiștilor Pokémon cu aia mare.
Și lecția din chestia asta a fost să reacționăm rapid, adică rapid am schimbat parola, noroc că era pe contact@panda.ro contul, nici pe ăla n-au reușit să spargă, că ăla avea o parolă mai complicată. Și după ce ne-am luat contul înapoi și am șters toate mizerile pe care le-au postat copiii ăștia, le-am făcut un cont de voucher și l-am pus în story. Mă rog, avea 20 de utilizări sau ceva în genul ăsta, dar am zis să-i recompensăm pentru că ne-au arătat unde am greșit. Și bine, codul ăsta nu mai merge acum, Food for Hackers, dar la momentul respectiv, cine a observat că ni s-a spart pagina, s-a bucurat și un cont de voucher. Da, deci pot să vă zic din chestia asta, two-factor authentication, cu SMS, și să n-aveți parole de astea idioate. Transform dezavantajele în avantaje. O pagină de Instagram, Doodling Cluj, a postat la un moment dat, ne-a făcut un video fără nicio colaborare cu noi, prin care, mă rog, era un panda pe trecere care mânca pizza și de asta întârzie livratorul. Evident că era cu conotații negative, dar mie mi-a plăcut talentul creator din spatele postului, așa că am luat legătura cu pagina și am rugat să facă 3 piese de content pozitive. Adică dacă tot a reușit să facă ceva care să dezavantajeze brandul, am zis că poate pe bani vrea să facă ceva mai pozitiv. Și a reușit cumva să-i convingem să vină și cu conținut pozitiv în seama brandului. Așa, minimal is always sometimes better. De ce zic chestia asta? Ca să atragă atenția asupra photocorner-ului nostru, cumva am rămas fără buget să mai facem un photocorner, că am avut foarte multe campanii în ultima perioadă și am venit cu ceva super minimalist. Așa că dacă credeți că minimal is the way, mergeți să faceți o poză la noi la photocorner, dacă nu, puteți să faceți măcar de milă. Cam asta a fost prezentarea. Dacă aveți întrebări, voi veni eu imediat, dacă sunt întrebări, doar să ridicați mâna, vă rog. Nimeni? A fost atât de explicit. Gata, avem o întrebare. Mă bucur că ești foarte activă astăzi, te felicit pentru asta. Ai un bărere verbal din parte. Bună! Întrebarea mea este cum abordați feedback-ul negativ din partea clienților. Depinde de feedback negativ. Dacă este un feedback negativ, e foarte greu să transform un detractor în promotor. Adică șansele sunt să transform oamenii neutrali în promotori, dar detractorii o să te urască. Adică haters gonna hate. N-am ce să fac din punctul ăsta de vedere. Cumva unde simțim că există loc de dialog și putem întoarce chestia asta în favoarea noastră, am mai primit tot felul de comentarii negative sau hate. Gândește că noi lucrăm într-o industrie în care dacă îți livrezi mâncarea la timp, caldă și comanda e corectă, nu zici nimeni bravo, că ai plătit. Adică, na, asta e, am plătit pe chestia asta. Dar dacă e întârziat un sfert de oră, ești satana. Nu mai ai cum să discuți cu clientul ăla. Nu poți să te bați cu client flământ. Și șansele să întorci chestia asta în favoarea ta sunt destul de mici. Când am mai avut tot felul de hater pe Facebook care au mai comentat, primul lucru care l-am făcut, le-am făcut un voucher. Să zicem că comentează Vasilică, nu știu cum, îi fac voucher Vasilică 15 și zic, ia de aici, pentru comunitatea ta de hateri, 100 de voucher de 15 lei, dacă măcar să vă bucurați și voi de comanda la Foodpanda, n-ați ce pot să fac. Da, ai situații în care n-ai cum să reacționezi. Ai situații în care, dacă sunt atât de porniți pe tine și atât de supărați, n-ai cum să-i întorci în favoarea ta, dar de cel mai multe ori unde simțim că este loc de dialog, încercăm. Caterincă, umor, cumva ne asumăm că am greșit, da, nu-i nicio rușine, adică primul singur om care n-a greșit vreodată, nu cred că există, nu? Cine n-a greșit niciodată să arunce cu piatra sau... Nu? Bun, avem primul om care n-a greșit. Mai avem o întrebare aici, Alex. Bună, voi nu știu de exact cum te-ai gândit să folosești influencer pentru campania cu oamenii cu care ai căutat să livreze. Nu știu, în prima fază să încercați cu niște influencer care sunt pe post de vibrator și la urmărat poate să funcționeze treaba asta, să atragi puțin atenția ceea ce faci. Ne-am gândit și s-a mai făcut în alte țări. Cumva noi am folosit canalul de influencer marketing drept canal de performanță. Adică totuși am folosit influencerii ca să aducem comenzi și clienți noi pe platformă. Am văzut o chestie similară făcută cu Mircea Vrabos și cu Spartan. De exemplu, un videoclip pe YouTube în care cât de mișto e să lucrezi cu sabia în Spartan. E singurul joc unde poți să lucrezi legal cu sabia sau chestia asta foarte tare. N-am folosit chestia asta până acum, este în plan, deocamdată abia am început să cochetăm cu partea de Rider Recruitment, până acum foloseam creative-uri venite de la internațional și nu ne-am băgat foarte mult în chestia asta, dar e o idee pe care vreau să o apucăm.
Dacă mai avem întrebări, mai uite, chiar aici lângă mine, ce bine am venit. Ok. Până aceste principii de marketing și de social media folosiți pentru a vă diferenția de ceilalți competitori de pe piață, pentru că, după cum bine știm, mai sunt ceilalți competitori. E o piață foarte competitivă, adică dacă este o petrecere undeva în lumea asta, am food delivery de parties în România. Așa este, că știți foarte bine că e o piață foarte, foarte competitivă. Încercăm să avem o abordare cât mai local. Dacă competitorii mei, portocalii, galbeni, verzi, sunt destul de generici, cum am fost și noi foarte mult timp de altfel, care foloseam numai creative-uri venite de la internațional și traduse sau pur și simplu trântei direct acolo contentul în engleză și aia e, noi încercăm să avem o abordare mai local, avem o echipă locală. Până ieri, echipa de marketing de la Foodpanda era formată din 2 oameni, de ieri suntem 3 și după 15 fim 4. Deci tot ce ați văzut, tot ce ați văzut Foodpanda până acum a fost, a fost făcut așa, într-un grup foarte restrâns. Da. O să fim și mai local cu mai mulți oameni. Asta e strategia. În regulă, mulțumim frumos, aplauze, vă rog frumos pentru Alexandru Ion.